Acesta a subliniat faptul că și-a propus să construiască o filială puternică și stabilă în Baia Mare. Vă anunțăm că în data de 19 iunie, în filiala reunită USR Plus Baia Mare, au avut loc alegeri, iar în urma alegerilor ne-am ales conducerea pentru filiala municipală, pentru USR Plus Baia Mare. Ne-am dorit să formăm o echipă de profesioniști, o echipă reprezentativă pentru ce înseamnă organizația noastră, o echipă care ar putea să se întoarcă mai mult către cetățeni și care ar duce și ar putea să ne reprezinte cât mai bine interesele, valorile asumate ale tuturor colegilor din cele două partide. Fără a mai insista pe foarte multe detalii despre organizarea noastră internă, aș vrea să-i prezint pe colegii noștri aleși, care sunt aici în spatele meu, pentru care sunt recunoscător că fac parte din această echipă și în care am toată încrederea că vor avea capacitatea să ducă organizația noastră, filiala USR Plus Baia Mare, la un nou nivel, astfel încât să putem face în cele din urmă față cu brio tuturor provocărilor din administrația publică locală și să putem să creăm lideri, să împingem în față profesioniști pentru funcțiile de execuție, de ce nu, sau în forul deliberativ din oraș. Noul președinte USR Plus Baia Mare a prezentat și pe colegii lui care fac parte din biroul filialei locale. Colegii care au fost aleși în biroul filialei locale sunt Mare Claudiu Pavel, 43 de ani, medic primar chirurg. Ofrim Ovidiu, 53 de ani, inginer automatizări și calculatoare, antreprenor firmă comerț și servicii auto. Buhan Horia, 43 de ani, căsătorit și data 2 copii, lucrează de peste 12 ani în domeniul managementului turistic și în momentul de față este consilier local USR Plus, făcând parte din biroul județean Plus. Clopotaru Iulian, 46 de ani, absolvent al Colegiului Național Gheorghe Șincai, absolvent și al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, actualmente administrator al mai multor societăți comerciale cu puncte de lucru în mai multe orașe din țara. Doamna Margareta Petruț, economist cu un masterat în dezvoltarea afacerilor, antreprenor cu o vechime de peste 30 de ani, a intrat în Plus în 2019, iar în 2020 a coordonat activitatea de fundraising pentru alegerile locale. Pop Leontin, 54 de ani, profesor, președinte ONG Sport, antreprenor. Este membru USR din 2019, iar în momentul de față este consilier local în municipiul Baia Mare. Verdeș Mihai, 39 de ani, antreprenor. Prezența sa în biroul local USR Plus are ca scop creșterea organizației și consolidarea transparenței și a democrației interne. Florin Pintilie, 45 de ani. Are o carieră de 19 ani în multinaționale, iar în prezent este antreprenor. Mândița Baias, profesor de fizică la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir și Colegiul Național Gheorghe Șincai din Baia Mare. Este absolvent a Facultății de Chimie din Iași, iar în momentul de față a contribuit la Comisia Națională de Politici Publice pentru Educație. Marta Tudor, 33 de ani, antreprenor, organizator de evenimente sportive, specializat în administrația afacerilor, fost sportiv de performanță, cu o carieră de 20 de ani în handbal. Poruțiu Cosmin, absolvent de științe economice, licențiat în administrarea afacerii, are 20 de ani în muncă în corporații multinaționale și a făcut parte din boardul decizional la nivel național al mai multor multinaționale. În momentul de față are un business pe plan local. Vasile Weissenbacher, 57 de ani, inginer de profesie, inginer și preparator minier, are o experiență de 30 de ani în industria grea, iar în momentul de față este implicat în lucrări de investiții precum managementul proiectelor, managementul mediului, urbanism, managementul firmei și buget. Barbur Florin, 43 de ani, psiholog, psihoterapeut, consilier școlar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, implicat de la bun început în comunitatea RO100, începând din 2018, a făcut parte din grupul de inițiativă județeană Plus, iar de la înființarea organizației județene Plus a fost președintele partidului Plus Maramureș. Radu Trufan, 43 de ani, economist, vicepreședinte al Consiliului Județean, căsătorit, are 2 copii, membru fondator USR Maramureș, a reprezentat extinderea partidului, postură din care a pus bazele rețelei teritoriale de filiale a partidului Uniunea Salvați România. Pe lângă acești colegi și subsemnatul, în calitate de președinte al organizației municipale USR Plus Baia Mare,
Brian Cristian, 31 de ani, actualmente deputat de Maramureș. Acesta a mai precizat că entuziasmul, empatia, dorința de implicare și experiența profesională a fiecărui membru din biroul local USR Plus Baia Mare sunt calități care vor duce filiala mai aproape de oameni.